înregistrează, deci 21 octombrie 2019, sunt în curtea Spitalului Județean și urmează să avem cursul, primul curs de medicină legală. Și am ajuns un pic mai devreme pentru că am fost să-mi iau dosarul de la școala de șoferi, să-mi ridic, trebuie să mă înscriu, mă rog, chestii nu foarte importante și relevante. Dar asta fac acum și de fapt acum ce fac este tot pentru școală, că fac niște teste la indicatoare pe școala rutieră și aștept la soare. Mă bucur că e vreme bună, care îmi permite să stau aici în aer curat, cât de cât să spunem, că mai e greu cu aerul ăsta și da, în curând o să intru și o să vedem cum este și acest minunat curs. Ne auzim! Neața, mai am jumătate de oră până la tren. Hai să vedem dacă îl prindem. Doamne, ce nebun sunt. Hai, Luca. Pe unde o luăm? Pe aici? Nu, nu pe aici. Da, da, eu și ajung. Ah. Deci, nu era... Nu e închisă asta. Da. Închisă, trebuie să fie lacul acolo. Neața! Azi este miercuri, e 7 dimineața acum, iar n-am apucat să mai vorbesc cu voi, dar o să prind într-o pauză să vă spun despre ziua de ieri, că a fost faină. Și azi avem un orar de la 9, la care trebuie să ajung acum LP Gineco, la maternitate și de la 2 curs legal. Lego! Bravo! Is it recording? It is recording. Bun, de când tot voiam să apuc să vorbesc un pic. Nu prea îmi place ce-i drept să vorbesc cât sunt acasă și așa. În primul rând că nu vreau să ajung vlogul ăsta prea lung, deși n-am filmat mare lucru până acum. Cred că o să-l fac de luni până vineri și în weekend o să las să, mă rog, să mai fac și eu altele. Bun, despre ce ziceam dimineață că vreau să vorbesc despre ziua de ieri un pic, să rom cronologic. Mă rog, eu am filmat, dar foarte puțin, așa, frânturi din chestii, dar ce a fost interesant ieri marți este că am avut LP de medicină legală și am fost la o autopsie, necropsie, slash necropsie. Eu am mai fost și în anul 3 la morgă, la morfopat. La morfopat am mai fost și am mai fost și atunci de vreo 2 ori. Deci am trecut pentru peste șocul ăla inițial, ca să-l numesc așa, de a vedea o persoană decerată, cum este autopsiată. Și a fost super interesant pentru că acum am discutat pe seama medicinii legale și cu ce se ocupă medicina legală și a fost tare interesant, ca să spun așa. Mă rog, a fost interesant. Sunt și eu atât de limitat în acest cuvânt interesant. A fost fain. Nu știu, poate o să mai intru de fapt pe niște detalii despre cazul ăla undeva pe Insta, pe un story, pe un ceva. Acum sunt prea obosit ca să mai formulez niște concluzii mai
detaliate pe lângă cuvântul interesant, care este atât de, da, elevat. Bun, și azi a fost miercuri și am zis dimineața că mă grăbeam, că mă îndreptam spre LPU de gineco. Și la fel am avut noroc că au avut loc două cezariene, două operații de cezariană și am participat la prima. A fost foarte tare pentru că și era o doamnă chirurg și un domn chirurg. Plus, de fapt erau trei, o echipă de trei medici, cred, eu zic că toți erau medici. Dar doamna ne-a și explicat, adică pe măsură ce făceam manevre acolo, ne-a și explicat ce este, ce face, ce se întâmplă, ce urmează să se întâmple și asta a fost foarte tare și mi s-a părut foarte tare și oricum a fost wow, cezariană chiar n-am mai văzut până acum. Nu știu dacă m-am mai uitat pe YouTube la cezariană până acum, m-am uitat la naștere naturală, pentru că mă rog, vorbisem la LP-urile anterioare și era ceva în genul I have to see that. Poate să avem și naștere naturală în săptămânile ce urmează, dar oricum mi-a plăcut și discuțiile pe care le-am avut înainte despre cezariană și da, e fain, chiar a fost fain. Deși nu am stat foarte mult, am stat acolo în țepni și am privit și așa și m-a durut spatele, chiar și în timpul ăla și îmi dădeam seama că, bă, chirurgia asta nu e pentru toți. Și după aia curs, mă rog, la care am încercat să mă concentrez și nu prea am reușit pentru că eram obosit și oricum ziua de azi după ce am ajuns acasă nu s-a mai întâmplat mare lucru și n-am mai reușit să fac mare lucru pentru că încă sunt obosit și trebuie să mă culc pentru că mâine am tot de dimineață și aia este. Na, trebuie să ne obișnuim cu chestia asta de dimineață și să, nu știu, trebuie totuși să încerc să, ieri am reușit să, după ce am venit, să mă mai ocup și de alte chestii, am mai învățat un pic, dar acum n-am mai reușit și chiar am zis că îmi fac o pauză, că nu mai, oricum, eram praf și sunt praf. De fapt, acum am mai revenit puțin, dar trebuie să mă culc că mâine iar mă trezesc cu noaptea în cap. Deci, ne vedem mâine dimineață. Something called autobrewery syndrome. The tumor we found was blocking your intestinal tract. So carbs weren't being digested, they were being trapped and fermented. Your stomach was actually creating its own alcohol. You were drunk, but not from drinking. Mă rog. Video? Am ajuns acasă un pic mai devreme. Și mi-a venit un colețel. E prima dată când comand de la de pe punct de post 3 și voiam dacă tot a venit acum, de când l-a așteptam. Am crezut că nu mai vine, că s-a pierdut pe drum, că da, ăștia au sediu în Anglia și acolo play pe site scrie că livrează din UK în Europa în 4-8 zile business days, dar dura mult mai mult. Deci, oricum asta a fost o precomandă inițial. Iată că a ajuns. Este o singură carte și e mică, dar am zis să vă arăt și vouă dacă tot. Wow, chiar ce mică e. Avem și semn de carte. Hai de mine, hai. Ce darnici. Ce darnici. Book Depository Loves, nu știu ce. Mă rog, e o chestie așa. Și cărticica este, aici avem un receipt. E și dacă este o înapoi, să dai înapoi o chestie probabil sau nu știu. Da, și avem, ce mică este, băi, nu, deci eu nu-mi imaginam că poate fi atât de mică cartea asta, ce amuzant, dar, da, bun, este, eu trebuie să mă uit aici, nu știu ce, da, Twas the Night Before Christmas, de Adam Kay, eu am mai citit This is Going to Hurt, care e tradus la publica, și se numește la publica, o să te camustre sau o să vă camustre ceva în genul ăla. El este un fost medic specialist, a fost rezident și a ajuns și specialist și s-a lăsat de medicină, de obstetrică și gineco. Și primul roman a fost despre experiența lui de rezident și tot felul de întâmplări amuzante. Mi-a plăcut super mult primul volum. Adică cartea lui de debut, ca să spun așa, și aici practic este o continuare cu la fel tot felul de întâmplări
din practica lui medicală care au loc în perioada Crăciunului. Și chiar mă uitam acum că sunt tot felul de... din astea așa de Crăciun. Bășet, arată foarte bine. Bine, asta a fost. LPO de psihiatrie a fost azi dimineață. Și nu știu dacă v-am mai zis, nu v-am mai zis ce am avut azi. Azi am avut LP de psihiatrie de la 9 și apoi am avut la fel curs medicină legală. LPU am avut 2 pacienți, am văzut. Cel al doilea a fost discutat de fapt mai mult. Avea o depresie, ca diagnostic o depresie severă cu elemente psihotice. Trist. Viața asta cum se întâmplă și cum un eveniment așa traumatic care are loc na, fără voia ta, îți poate pe un psihic cu o predispoziție să îți declanșeze niște chestii foarte, foarte nașpa. Cursul de legală, interesant și ăla.
Bun, este duminică și v-am să fac o concluzie la acest vlog cu un anume motan, femeia dormind în spate. A trecut săptămâna, n-am mai filmat oricum pentru că nu s-au mai întâmplat mari lucruri, n-am crezut că o să vin cu vlogul ăsta chiar până duminică și fac concluzia repede pentru că vreau să mă apuc să-l editez și eventual să-l și postez. Deci, dacă ți-ai ajuns până aici, mulțumesc tare mult de vizionare. Sper că v-a plăcut și ați găsit ceva util sau, nu știu, interesant, așa că... Na, oricum, nu vreau să pun prea multă presiune pe videoul ăsta pentru că a trecut o grămadă de timp de când n-am mai postat un video public și sunt conștient că trebuie să-mi intru în ritm și să văd ce și cum. Nu știu, acum ai just editat, să vedem acum. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un thumbs up ca să știu și eu și puteți să îmi lăsați în comentarii pentru că știu cât de greu este câteodată să... Adică te uiți la un video și îți place și așa, dar nu știi ce ai putea să comentezi, așa că o să make it easier for you, dacă e, ca să știu și eu, nu știu cine s-a uitat la video. Așa, Tinu, fă pentru audiență, bravo! Puteți să lăsați un comentariu cu un emoticon cu... Pentru că tot am făcut săptămâna asta medicină legală și a fost full de măși și așa și eu am mai avut de fapt ocazie și la LPU de gineco și la necropsie și așa să aplicăm masca. Deci un emoticon cu mască sau pur și simplu cuvântul mască în comentarii și ca să știu că v-ați uitat. Ne vedem poate săptămâna viitoare. Spune ceva. Spune pa. Așa, bravo.